Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragocernici părinți, iubiți frați și scumpe surori, slăviți să fie Domnul și Hristos înălțat. Prin ce și va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor tale. Din Psalmul 118, versetul 9. Întâi de toate se cade să dăm slavă preabunului nostru Dumnezeu, care ne-a vrenicit și în acest an, ca și de alte dăți, să venim fiecare din, cum spunea și versurile cântării anterioare, din cele patru părți de lume, aducând cu noi vuietul nostru puternic al recunoștinței noastre față de tot ceea ce a făcut scumpul și preaibitul nostru, Părinte Iosif Trifa, pentru mântuirea sufletelor noastre, fiecăruia dintre noi. Am ales să citesc acest verset, întrucât consider că astăzi, în zilele noastre, se pune în modul cel mai serios problema mersului nostru, mai ales al celor tineri pe calea Domnului. Și dacă suntem cu luare minte la acest verset, încă dintr-un început, se pune problema îndreptării căii noastre, ale tinerilor. Ce înseamnă, ne-am întrebat oare vreodată ce înseamnă pentru fiecare dintre noi o cale? Ce înțelegem noi prin calea vieții noastre și prin calea mântuirii? Desigur că într-o oarecare măsură ne-am fi întrebat fiecare dintre noi. Această cale, această traiectorie minunată pe care am primit-o fiecare dintre noi, în familiile noastre, de la părinții noștri și prin ei, de la Sfinții noștri înaintați și în cele din urmă, de la Mântuitorul Iisus Hristos. Calea noastră se cade, iubiții mei, frați tineri, să fie în zilele acestea una în care discernământul nostru și simțământul nostru al discernerii valorilor adevărate să fie unul într-o trezvie permanentă. Și de ce spun aceasta? Desigur, de-a lungul istoriei omenirii, dintotdeauna au fost păcat, dintotdeauna au fost oameni ce au promovat tot felul de învățături greșite și erezii, dar ca în zilele noastre consider că păcatul nu a fost mai legiferat și mai promovat cu atât de multă libertate și atât de mult elan prin toate mijloacele, atât cele mass media, cât și TV și internet. Ca și tânăr, este foarte greu pentru noi să răzbim prin acest tunel, prin această beznă care este aproape cvasi generală peste tot. Dar iată că cuvântul Domnului vine și ne arată o soluție care este mai actuală cu oricând. Și pentru a ne îndrepta care fiecare dintre noi putem să facem acest lucru doar prin păzirea cuvântului Domnului. Și cuvântul Domnului este un cuvânt viu, un cuvânt care lucrează în sufletele sincere și care s-au deschis către Domnul cu toată puterea și elanul ființei lor. Și în acest context îmi vine în minte un verset al Sfântului Apostol Pavel din a doua sa epistolă către Corinteni, care vorbește tocmai despre acest glas al Dumnezeu pe care l-a sădit în fiecare dintre noi, și anume glasul tainic al conștiinței, care de multe ori, în zilele acestea prezente, avem impresia că el nici nu există, întrucât toate nevoile ne sunt mereu înmulțite de către potrivnicul mântuirii noastre. Și ne trebuie mereu un simțământ treaz pentru a putea face față și a ne menține pe calea pe care Sfinții noștri înaintași au trasat-o cu sudoare, cu chin și cu lacrimi multe. Și acest verset spune atât de minunat, căci lauda conștiinței noastre, căci lauda noastră aceasta este mărturia conștiinței noastre că am umblat în lume și mai ales la voi, în sfințenie și în curăție dumnezeiască, nu în înțelepciune trupească, ci în harul lui Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu, preaibiții noștri frați tineri, ca fiecare dintre noi să ne străduim, să ne îndreptăm
calea noastră, să facem o cale care se ducă spre cer, o cale care la sfârșitul alergării să ne poată da posibilitatea de a ne împărtăși veșnic din lumina lui Hristos și în același timp să fim o lumină în mijlocul colegilor noștri, în mijlocul tuturor celor cu care avem vreo legătură în diferitele împrejurări ale vieții noastre. Și în încheiere, este foarte, pentru mine, cel puțin care am trăit aici, aproape mai bine de 4 ani, cu frățiorul nostru, adormit într-un domnul Vasilică, pentru mine el a fost o pildă vie de urmat lui Hristos și Sfinților noștri înaintași. Și aș vrea să vă pun pe suflet, în încheiere, pilda sa și exemplul vieții sale. De fiecare dată, pe lângă că se ocupa de tot ce era aici, curățenie, mâncare și toate celelalte, el de fiecare dată se culca ultimul și se trezea primul. De fiecare dată, dimineața, la ora, înainte de ora 6, el era treaz să meargă la Sfânta și Dumnezească Liturghie la Catedrală. Și de fiecare dată, chiar și acum, în ultima perioadă a vieții sale, când suferința era mai acută și mai profundă, uneori sunt mai, ca și tine, care încă mai avem mult de învățat, se mă lua și de mine și de Elisei, dar în același timp avea o smerenie foarte mare. De fiecare dată căuta imediat pacea, vinea și cerându-și iertare cu smerenie în fața fiecare dintre noi. Facă Bunul Dumnezeu ca pilda vieții sale să fie și pentru noi o pildă vie, care să ne ajute să îi urmăm exemplul, un exemplu curat. El a fost poate cel mai smerit suflet de aici, poate chiar sincer, eu n-am mai întâlnit până acum de smerenia sa și de umilința sa. De fiecare dată, în tăcere, jertfea pe altarul Domnului. Și doar El și Domnul știe câte fapte minunate și mântuitoare a făcut pentru sufletul său și pentru sufletul multor studenți care s-au perindat pe aici, pe la sediul oastei Domnului. Facă Bunul Dumnezeu în încheiere să avem o trezvie permanentă și vie în viețile noastre. Nu-mi mereu aminte la versurile cântării care spune: „Ungă suflet călător, mai cu teamă că e nor, mai cu grijă că e vânt și primești din multe sunt. Seamă ea la orice paș, că din cei pe drum părtași, rați, frați și dezrășmași. Pentru toate se cuvine să dăm slavă prea bunului și milostivului nostru Dumnezeu în veci de veci. Amin.”